Și Maxi, un clip, acest clip noi vom vedea clasamentul din Liga a doua. Este un clasament cu 20 de echipe, Liga de parcă 12, oricum o să și cu clasamentul de Liga 1. Deci, sunt majoritatea echipelor de tradiție aici. E Petrolul, e Ucluj, e Pandurii, e Farul și ACS Poli, care nu văd, uite aici, locul 16 de mea. Oricum, pe primul loc este Academia Clinceni cu 15 puncte. Nu am urmărit majoritatea toate meciurile din Liga 2, dar le-am urmărit pe majoritate și pe Clinceni parcă am văzut doar un meci și mi-a plăcut un meciul ăla. Pe locul 2, Sport Râznagov, echipa care a jucat în prima etapă cu echipa de pe locul 3, Petrolul Plești, a fost la meciul ăla și mi-a plăcut jocul ambelor echipe, iar că Petrolul a jucat un pic mai slab pentru că și-a schimbat toată echipa aproape și sunt doar vreo 2-3 jucători din echipa din sezonul trecut din Liga 3. Și na, Sportul Snagov a jucat bine toate meciurile. Nu le-am văzut chiar pe toate, dar m-am uitat la ce au zis oamenii despre meciurile tuturor echipelor de Liga 1 și am văzut și ce spuneau oamenii despre Sportul Snagov. Se pare că au jucat bine. Pe locul 4, UTA Arad. Și asta o echipă de tradiție, am uitat să punctez. O echipă bună, mi-a plăcut cum a jucat. A eliminat o echipă în Cupa României, pe Poli Timișoara. Pe locul 5, Mioveni, care pot să spun că nu a produs o surpriză atât de mare. A bătut pe cei de la Chindia Târgoviște, care na, erau pe primul loc, au jucat foarte bine, dar dacă vă uitați aici, goluri marcate, goluri primite, are 9, nu, Chindia, are 6 goluri marcate și 6 primite. What? Deci n-ai cum. Au plăcut 6 Cluj, o echipă de tradiție. Mi-a plăcut jucătorii celor de la Lauda, dar dacă ar fi să remarc un jucător de la echipa asta, ar fi Florescu, Dean Florescu. Sau cea, în mijlocaș, oricum, Florescu, știu că îl cheamă singur. Mi-a plăcut. Locul 7, Argeș Pitești, la fel 12 puncte. A jucat ok și ăștia. Locul 8, Pandurii cu 11 puncte. N-au jucat ei cine știe ce. Eu dacă ar fi după mine, aș aduce toate echipele de tradiție înapoi în Liga 1, indiferent dacă termină pe ultimul loc sau pe primul loc. Sport, dacă promovează, bine, și pentru suporteri, așa, pentru asta de tradiție, au foarte mulți suporteri și ca să, nu știu, să fie și mai bine lor. Așa, când e în Liga 2, că nu poți să aduci echipa în Liga 4, imediat cum a început Petrolul și Cluj și cine a mai început Farul. Acum pun locul 9 și Rineasa. N-am văzut absolut niciun meci, n-am văzut cum joacă, n-am citit cum joacă. Nu știu, dacă sunt în primii 10, cred că joacă ok. De când i-am zis Juventus București, fosta Juventus București, acum îi zice ceva de Cogetica, 8 puncte. Slăbuți pentru echipa care a fost sezonul trecut în Liga 1, sincer, și care pur și simplu a fost pe primul loc, a promovat direct, adică acum 2 ani, chiar a jucat bine în Liga 2. Pe locul 12, ASU Poli, echipa fanilor din Timișoara cu 7 puncte. Pe locul 13, de-abia Farul Constanța, e o echipă care a jucat ok, nu a jucat foarte bine, dar nici foarte prost. Adică Balotește, Rostov, Bacoșește, Dacia, Unirea Brăila nu au jucat bine. Adică da, și Metalul Globus n-a jucat cine știe ce, dau 4 puncte că a bătut Petrolul în etapa aia. Adică n-a jucat nimica. N-a jucat echipa pe echipa Fanion Napoleștiului. Pe locul 14, Ripensa Timișoara. Nu am văzut cum joacă de fapt. Pe locul 15, Fărvărea de 5 puncte. Deci nu o să mai comentez cum au jucat, o să zic doar câte puncte au avut.
Pe locul 16, CS Poli cu 4 puncte. Pe locul 17, Metaloglobus cu 4 puncte. Pe locul 18, Dacia Unirea Brăila cu 3 puncte. Pe locul 19, Balotești cu 2 puncte. Și pe locul 20, Aerostar Bacău cu doar 1 punct. Păi cam asta e clasamentul. E un clasament cu 20 de echipe, este foarte lung. Adică nu poți să spui, cred că de-abia după primele, să zic, 25 de etape, îți poți da seama cine este, cine va promova sau va fi măcar în primii 5, prima dată mi se limba prima în gură, așa zic eu, cine va fi în primii 5 și cine va fi jos de tot, adică pe bune. Și de fapt că aceste filme, te-ați dat un like, un share și un subscribe la canalul meu de YouTube. Eu sunt Andrei și nu uitați.